cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul. Bună dimineața, oameni buni, scuzați întârzierea. Am ajuns pe ultima sută de metri la microfon și la masa de pentru emisiune. Începem ziua de astăzi cu anunțul că avem încă în continuare grevă și trebuie să recunosc că din când în când rămân mirat de modul în care această țară este condusă. Deci în plină grevă a profesorilor la nivel național, în Parlamentul României, într-o, să spun eu, hora inconștienței, că nu pot să o numesc altfel, se votează legile educației. Deci tu ai grevă în învățământ, grevă generală, și în Parlament votezi legile educației. Iar domnul Ciucă vine și ne spune așa. Dom'le, zice, am făcut un pas enorm. Mergem înainte, facem, dregem. Am votat legile educației. Așa și? Și? Ce facem cu greva? Ce facem cu elevii? Ce facem în teritoriu, la firul ierbii? Nu la București, în Parlament. Că la București, în Parlament, îi doare fix în 14 de ce se întâmplă. Ei votează legea educației pentru că este ordin de la domnul Iohannis. Trebuie votată legea educației și probabil că trebuie bifat pe finalul de mandat, dacă s-a încheiat mandatul, vedem imediat, al domnului Ciucă, că s-au votat legile educației în termen. Ura să trăim, avem bifat un termen, cincinalul în 4 ani și jumătate, chiar dacă lucrăm la el 6 ani. E foarte interesant lucrul acesta. Ieri spuneam că pentru performanța în învățământ s-a lansat o unitate de măsură nouă, se cheamă decaghinionul, deci decametru, deca, nu mai știu care sunt, și avem decaghinionul, pentru că, țineți minte, cum spunea actualul președinte la un moment dat, dacă toți profesorii s-au luat 6 case sau 4 case din meditații, e ghinion. E, avem acum o Românie educată, are unitate de măsură lansată la Piatra Neamț, să fim sănătoși, să vedem cum se rezolvă problemele din învățământ, că în legea educației, așa cum s-a votat ea, nu sunt atinse problemele de sistem. Sunt niște șmecherii acolo, s-au scos niște materii, s-au băgat foarte multe agenții, s-au creat foarte multe posturi. Cine citește legea o să vadă. Dar problemele de fond ale învățământului românesc sunt ascunse sub preșul, nu știu, de la Sibiu, de la Cotroceni, de la Victoria, nu știu de unde. Nu întâmplător, probabil, a fost și declarația aceea că amânăm rotativa a președintelui Marcel Ciolacu. Dar să lăsăm Parlamentul cu ale lui și să venim în județ, pentru că avem un județ și toți suntem foarte curioși ce facem cu el. Astăzi vorbim despre viziunea social-democrată asupra județului Neamț cu președintele PSD Neamț, domnul Daniel Harpa. Bună dimineața! Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație. Am făcut o introducere ca să vă lansez așa niște subiecte de discuție. Eu recunosc că sunt mirat de ieri în continuu și am rămas așa, probabil trebuie să-mi fac și o poartă nouă undeva ca să stau la ea. Să votez legile educației în plină grevă, nerezolvând problemele din grevă, mi se pare o chestie care ține de o democrație foarte avansată. Este atât de avansată această democrație, încât populația asistă și probabil cam atât. Acum, vă întreb pe dumneavoastră, sunteți primar, părinte, președinte PSD, deci părinte, administrator, politician.
Deci toate trei aceste calități. Cum vedeți greva asta? Sigur, este o situație destul de delicată la nivel național și nu mai vorbim la nivel județean. Nu aș vrea să intru prea mult în detaliu vis-a-vis de legile educației, pentru că și așa au fost întârzieri și sper că odată cu votul de ieri lucrurile să intre pe un făgaș normal. Dar dacă mă întrebați pe mine în calitate de părinte, clar este că este o mare greșeală și cât mai repede posibil guvernanții noștri trebuie să găsească soluții împreună cu sindicatele pentru a termina odată această problemă. Așa cum vorbeam și înainte emisiunii, discutăm de examene, discutăm de sfârșit de an școlar, de copiii noștri care au examenele în perioada următoare și la fel părinții care se pregătesc pentru a-i ajuta într-un viitor cât mai bun pe această linie a învățământului. Una peste alta, eu sper că atât prin ceea ce a spus președintele Ciolacu, cât și domnul prim-ministru vor găsi soluții cât mai repede posibil, astfel încât până la acea rotativă care cu siguranță se va realiza, să se închidă odată cu greva profesorilor. Sigur, și cadrele didactice au dreptate. Este normal că într-un învățământ modern să fii plătit cum trebuie, să fie retribuit cum trebuie, dar și noi, părinții și copiii, trebuie să fim înțeleși că nu putem sta după aceste greve care nu se mai termină sau după această grevă care sperăm să se termine cât mai repede. Acum, cum să vă spun eu? Eu sunt sigur că se vor găsi soluții cu încheierea anului școlar la clasa a 12-a. Sigur se vor găsi soluții. Profesorii primii sunt cei care vor găsi soluții. Probabil că așa facem, iar o să facem o românească și o să ieșim câțiva din grevă, o să încheiem mediile și dăm drumul și așa, pentru că copiii aceia chiar nu sunt vinovați decât că trăiesc în perioada asta, adică, na. Dar au mai avut și pandemia, adică ei sunt obișnuiți cu tot felul de lucruri. Am scăpat de pandemie, așa. Sperând că intrăm într-o... Am scăpat de pandemie, dar n-am scăpat de efectele psihice ale pandemiei care s-au întipărit foarte bine de la Cotroceni până la Valea Ursului în fiecare român. Dar asta e cu învățământul. Acum nici nu putem să ascundem sub preș că sunt probleme și nu putem să ascundem sub preș că un profesor debutant are 2.500-2.700 de lei și nu vă întreb cât are femeia de serviciu de la primăria Târgu Neamț, care sigur are mai mult. E posibil. Sigur are mai mult. Și atunci nu mai întreb aia din Parlament. Nu mai întreb cât are un consilier al unui parlamentar. Adică, dom'le, nu poți să o lași așa. Este jignitor chiar pentru ăia care i-au trecut clasa, pe toți nemernicii care acum fac legi și nu știu să uite, nu știu să scrie. Sunt. Eu nu vorbesc de cei care fac legi și știu să scrie. Aia care nu știu să scrie. Vă spun eu că sunt cu studii terminate pe la 40 de ani. Și atunci, nu e normal ca unul care învață să învețe și învață pe alții să aibă 2.500 de lei și șoferul, nu știu cui, să aibă 4.000, 5.000. Probabil că el are și diurnă pentru turnat ce face șeful. Dar asta e altă poveste. Deci, eu sunt sigur că guvernanții noștri vor găsi soluții și vor închide cât mai repede posibil greva, sigur cu măsurile care trebuie luate pentru cadrele didactice. Eu îl aștept pe domnul prim-ministru la zi, pentru că am înțeles că nu se va face rotativa până când nu se rezolvă problema asta. Cu siguranță. Așa, să găsească și o altă măsură în afară de a spune încetați greva. Nu suntem încă într-un stat total militarizat. Deocamdată avem doar prim-ministru, șef de stat major și ministru al apărării. De mai încolo. Da, acum, spuneți-ne despre rotativă. Vreau să spuneți că se va face. Dar dacă greva asta ține nu știu cât
și se trezește într-o zi, nu știu cine, doamna Gorghiu, mie îmi place foarte mult doamna Gorghiu, o știu de mult, și spune, dom'le, nu s-a respectat termenul pentru rotativă, noi am vrut să se respecte protocolul și azi dimineața au spus. Noi vrem astăzi să facem. Și nu se respectă. Ne putem trezi cu surprize? Eu nu cred. Astăzi când vorbim, protocolul se va respecta, greva se va termina cu siguranță, iar în cel mai scurt timp, premierul României va fi Marcel Ciolacu. Deci, eu văd prin ședințe, prin discuțiile care le pot... asta vă întreb. La nivel național, chiar săptămâna trecută am fost la un CEX pentru a vota măsurile care vor fi luate și ceea ce trebuie să facă viitorul premier. Și am văzut clar că sunt foarte hotărâți, atât din partea conducerii PSD-ului, cât și din partea conducerii PNL. Eu zic că sunt oameni serioși și rotativa se va efectua așa cum scrie în protocol. Deci, dar orice este posibil, de pe o zi pe alta. Nu pot garanta 100%. Dar acum, din discuțiile purtate, este clar că se va efectua rotativa. Bun. Haideți să ajungem în județ. Lăsăm acum asta. Va fi rotativă. Eu încă stau și mă gândesc dacă greva asta nu s-a coordonat foarte bine cu perioada de rotativă, să dea un pretext. Lucrurile sunt greu de analizat acum, pentru că eu nu-i știam atât de hotărâți pe sindicaliștii din învățământ. Așa, hotărârea asta e interesantă. Vedem în perioada următoare, vedem până în perioada... pe 26. Exact, exact. Dar haideți să vedem. Județul Neamț are multe probleme de rezolvat. O ca orice alt județ din țară. Nu știu. Eu mai merg prin alte județe și acolo au alt nivel, știți? Adică ei rezolvă probleme, dar nu rezolvă problemele pe care le avem noi aici. Ei rezolvă probleme, hai să facem un metrou, hai să facem o axă de transport nu știu unde, hai să punem, nu știu, să ducem cu drone pâinea și laptele la oameni. Înțelegeți? Adică e alt nivel. La noi este nivelul pe care l-avem moștenit de ani de zile, de zeci de ani de zile. Ei, care sunt problemele județului? Pentru că bănuiesc că având vicepreședintele acolo și colaborând cu domnul Asaftei, discutați lucrurile astea, că altfel nu se poate. Care sunt problemele de acum și de perspectivă pentru județul Neamț din punctul de vedere al social-democrației? Și acum ați spus, și cum știm cu toții, noi funcționăm la nivel de Consiliul Județean în cadrul unei alianțe. O alianță care chiar funcționează corect, oameni corecți și de cuvânt, serioși. Sigur, problemele sunt destul de mari în județul Neamț, având în vedere și faptul că totuși suntem un județ cu foarte mari pretenții. Un județ care din an în an, să știu, de la zi la zi dorim dezvoltare, atât din punct de vedere economic, cât și ceea ce trebuie să facem din punct de vedere turistic. Problemele sunt preluate și din anii din urmă, trebuie să duse mai departe, de fapt nu probleme, vorbim de proiecte aici. Proiectele județului, proiectele care se fac pentru cetățenii județului Neamț. Dau un exemplu, chiar ieri proiectul început, cred că prin 2018, depus pe fonduri europene cu dotarea municipiului Piatra Neamț, de fapt aducerea municipiului Piatra Neamț a celor autobuze electrice și chiar ieri a venit primul autobuz electric urmând din prima tranșă de 21, urmând ca în perioada următoare să vină restul. Și la fel vorbim de următorul proiect pe această linie, încă de fapt ar fi vorba de 59, dacă nu mă înșel, de autobuze care vor veni în județul Neamț. Deci este un pas înainte prin această realizare și prin munca depusă de Consiliul Județean din 2018 până în prezent. Și aici țin să-i felicit atât pe cei care au condus Consiliul Județean înaintea domnului Asafte, cât și colegii din cadrul Consiliului Județean care au lucrat și muncesc în continuare pe proiecte europene. Revenim la problemele județului.
știm cu toții problema Spitalului Județean. E, aici vreau să vorbesc de cele două probleme ale actualului Spitalului Județean și viitorul spital nou, care este finanțat, urmă să semneze contract. În fine, vine cineva și îmi spune, domnule, stați un pic că noi avem și un spital. Pentru că ieri dădeam știrea că, iată, spitalul din Piatra Neamț este amânat, s-a cerut la amânare, a fost amânat. De fapt, e un melanj acolo între cele două situații. Era clar că spitalul are va avea probleme la acreditare. Pe de o parte, probleme obiective, pe de altă parte, probleme generate de incompetența unora. Și nu vorbesc de manager aici. Dar nu discutăm asta. Da. Că nu-i treaba noastră. Ideea este așa. Dom'le, e un strigăt de disperare. Dom'le, ce facem cu spitalul? Că oricum am vrea și oricum ne-am învârtit, spitalul nou mai devreme de 4 ani, 5 ani, nu... Până în 2026 trebuie terminat. Dacă lucrurile merg așa cum ne le-am propus, așa cum am mai spus, eu discut tot timpul cu domnul Asafte și cu vicepreședintele nostru, cu Adrian Păduraru, țin legătura în permanență și cu Ministerul Sănătății pentru a mișca lucrurile cât mai repede, cred că în 2026, nu cred, cu siguranță în 2026 trebuie să termin investiția. Sunteți optimist, domnul primar. Eu vă spun așa, uite, dau o chestie într-un fel de, hai să-i spunem, exclusivitate, dar nu exclusivitate, sigur. Ministerul Sănătății și Guvernul României face efortul, nu știu în ce cadru legal, că nu mă pricep la chestia asta, să obțină pentru spitale o prelungire a termenului din PNRR. Ceea ce este și normal. Deci, pentru că numai la Neamț. Nu, pentru toate spitalele care sunt prinse în proiectul ăsta. Dacă se obține acea prelungire, se vorbea de 3 ani, se vorbea de 2 ani, se vorbea de 1 an. Dacă se obține acea prelungire, da, atunci zic că poate avem șanse să ne încadrăm. Important este să începem lucrările, să terminăm procedurile de licitație și avize, ceea ce au nevoie la momentul de față, să începem lucrările. După care, cum ați spus, nu o fi 2026, o fi 2028, dar ai un spital nou în județul Neamț. Da. Este un lucru extraordinar, o realizare extraordinară la momentul de față, să ai o finanțare, de fapt e cea mai mare finanțare din România pentru spitalul județean Neamț. Și aici trebuie cu tot cu dotare. Deci, tot cu dotare, cu tot, 300, dar vor mai surveni și modificări în proiect, pentru că din ce am discutat, am văzut și la Craiova, aceea situație este la doamna Olguța, vor fi modificări, în special la numărul de paturi, la dotare. Eu am înțeles că proiectul acum, nu știu, poate... Deci proiectul va suna cam așa, 600, aproximativ 600 paturi în spitalul acum, nou. Da. Așa. Și 200, 200 și ceva de paturi să rămână în spitalul vechi, acele secții care nu sunt legate de restul spitalului. Da. Și atunci acolo se va ajunge la 6 de 4, va fi redimensionat ca suprafață, mult mai mic, adică la jumătate undeva. Va fi redimensionat și... Și de o ușurință și a lucrărilor și a... Da. Rămâne problema banilor proprii ai județului. Păi vorbim, am nevoie de cofinanțare de aproximativ 80 de milioane de lei. Și ar exista, din câte înțeleg. Există posibil acea ordonanță dată pe credit de la Ministerul Finanțelor, de la Trezorerie, mai bine spus, sau din fonduri proprii. Dar există finanțarea, doar să începem lucrările. Nu este atât de ușor. Imaginați-vă că zona unde se va construi spitalul trebuie asigurată cu utilități, începând de la gaz. Bun, cei mai important, gaz. Am înțeles apă, că aici va interveni într-o oarecare măsură, inclusiv autoritatea locală, dacă se poate. Pe utilități, în special pe gaz, deja sunt discuții avansate. Sperăm în cel mai scurt timp să semnăm contractul de finanțare. Deci vorbim de Consiliul Județean, de Piatra Neamț, mai bine spus, prin Consiliul Județean și încă 7 comune. Deci este un proiect amplu, o asociere între localități și finanțarea, sigur, va fi. Aici vorbim de primării
PSD și primării PNR. Adică nu se uită nimeni la culoarea politică. Până la urmă, noi trebuie să asigurăm finanțare pentru cetățenii județului și pentru UAT-urile care sunt în această asociere cu Consiliul Județean. Piatra Neamț e PNR, Gârcina, bănuiesc că intră și ea. Este. Gârcina, Bodești, Girov, Ștefan cel Mare. Girovu intră? Nu. Nu, Ștefan nu. Cel Mare, Dragomirești și Războin. A, deci ar fi o conductă. Imaginați-vă că se rezolvă problema și la căminul de la centru de la Dragomirești. De Dragomirești, la Ștefan cel Mare la fel, la Războieni și acolo rezolvăm o problemă, la Gârcina nu mai vorbim, Bodești la fel. Deci este un lucru, este un... Și este pe semnat contractul ăsta? Este adică pe semnat contractul, trebuie numai să ne dăm acordul din punct de vedere politic, să spunem așa, dar nu cred că sunt probleme când vorbești de o finanțare atât de mare. Adică printr-o hotărâre de Consiliu, nu? Sau cum? Nu. Contractul va fi semnat la Ministerul Dezvoltării pe programul Anghel Salin. Ok. Și am rezolvat problema utilităților la spitalul, la viitorul spital județean. Din coace, cu siguranță, domnul primar, conducerea primăriei municipiului Piatra Neamț vor găsi și ei soluții cu partea cealaltă. Apă, curent și ce mai e nevoie. Vorbeați de colaborare la nivel politic. Cum mai stau lucrurile în Neamț, colaborarea la nivel politic în momentul ăsta? Este înghețată, e dezghețată? E... La fel ca înainte. Cum să funcționeze? Noi știm că suntem într-o alianță la nivel național. Lucrurile la nivel național merg destul de bine. Văd o colaborare perfectă între actualul premier și președintele nostru, Marcel Ciolacu. Am mai spus și mă repet, îmi doresc și eu la nivel județean același lucru, dar asta e. Mergem înainte. Nu pot spune că lucrurile au înghețat sau s-au dezghețat. Cum a fost și până acum așa... Bun, așteptăm să vedem ce se mai întâmplă prin ședințele de Consiliul Județean. Că acolo eu fac abstracție de comunicatele de presă, pentru că acolo limbajul este unul care transmite niște mesaje, ori pentru oamenii tăi, ori pentru adversari. Deci... Bine, acum dacă lăsăm partea politică și ne gândim la administrație, că până la urmă noi facem administrație, eu de fapt fac administrație, am administrație la Târgu Neamț, ce am făcut destul de mulți ani. Interesul nostru a tuturor, chiar dacă suntem oameni politici, e cetățeanul. Dacă cetățeanul este mulțumit, dacă locuitorii județului, orașului Târgu Neamț, a municipiului Piatra Neamț sunt mulțumiți, suntem și noi mulțumiți. Restul cu politica, politica o lună de zile este, trece, totul este să fim echilibrați și să ne vedem de treaba noastră fiecare. Ni se spune că sunt 3 proiecte de achiziții publice la autobuze electrice, da, foarte sigur, bine, da. Deci totalul este de 69, iar aceste proiecte s-au derulat unul după altul. Și... Da. A început cu ăla de 2018, da. Urmează celălalt și ultimul care e depus mulțumim pe programul național. De mulțumim pentru precizări. Asta e cu spitalul. Eu aștept să văd acum ce va face Consiliul Județean. Și aici factorul politic trebuie să intervină și el, să prioritizeze, părerea mea, niște lucruri pentru spitalul actual, pentru că sunt probleme, cum să vă spun, este inimaginabil să ai un proiect, să-l semnezi, să-l dai în lucru și să se oprească, cum este secția oncologie de la Piatra. Nu mai vorbim că și la ambulatoriu, policlinica, s-a întâmplat la fel. Adică ceva se întâmplă. Trebuie cineva să-i tragă de urechi pe aia care fac proiectarea. Să știți că domnul Asafte, cât și Adrian, colegul meu, plus echipa din Consiliul Județean, nu fac altceva decât o reevaluare sau o analiză clară a fiecărui proiect. A fiecărui proiect. Și asta am discutat-o și eu, cu siguranță a discutat-o și partenerul de la PNL, partenerul politic. Și ăsta este interesul. Indiferent de unde ești, de la ce partid, interesul este ca cei din Consiliul Județean să-și termine proiectele. Ați spus de oncologie. Nu este vina Consiliului Județean. Oncologia, un constructor neserios, știu, a lăsat lucrările acolo. Știu, dar problema este că eu nu caut vina. Pe mine nu mă interesează Sunt vina. Sunt foarte, foarte multe proiecte în derulare la Consiliul Județean.
pe fonduri europene, pe Angel Salini, pe PNDL, pe Ministerul Mediului, Sănătate, nu știu pe ce mai e acolo, și obligatoriu până la sfârșitul anului trebuie să-și termină proiectul, în special pe programul operațional regional, pe porul vechi, dacă nu termin proiecte. Și asta numai la Consiliul Județean. Și eu la Târgu Neamț am vreo 3-4 proiecte pe por, dacă nu le termin până la sfârșitul anului, pierd finanțarea sau dau plătiți din fondul din bugetul local. Din bugetul local. Este normal, asta se întâmplă și la Consiliul Județean. Dar eu am încredere că la nivel de Consiliul Județean există un aparat de specialitate cu oameni destul de bine pregătiți, specialiști, în special pe fonduri europene, iar actuala coaliție, chiar și cu sprijinul consilierilor județeni care nu prea au mai fost de acord așa de o perioadă de timp cu unele proiecte, vor găsi soluții și vor termina lucrările și proiectele care le-au în derulare. Pe Spitalul Județean, dacă tot actualul Spitalul Județean, eu cred că a fost o măsură destul de bună luată cu amânarea acreditării. Este normal ca în momentul în care nu ai asigurat tot ce trebuie pentru acreditare, să amâni perioada, eu știu cât au hotărât dumnealor, astfel încât comisia când va veni să aibă ce vedea să dea acreditare Spitalului Județean. Cred că este o măsură luată la înțelegere cu Consiliul Județean, Consiliul de Administrație și managerul spitalului. Era clar că în condițiile actuale era foarte greu să obții o acreditare pe bune. Adică fără... era greu. Mai ales că nici documentele n-au fost toate întocmite, să spunem, la timp. La Târgu Neamț am avut și eu aceeași problemă. Nu comparăm Spitalul Județean cu Spitalul Orășenesc. Dar și noi, bine, la noi am amânat din cauza perioadei de pandemie și nu s-a putut realiza. Dar până la urmă am obținut și acreditare. Acum, haideți că vin eu cu o problemă. Se spune că, domne, nu se amestecă politicul în administrație, dar noi știm că realitățile sunt altele. Ce se întâmplă cu apa SER? O să-mi spuneți, doamne, nu este treaba PSD-ului. Eu o să vă spun altfel. PSD-ul este într-o alianță la județ, PSD-ul are cei mai mulți consilieri județeni, este treaba PSD-ului pentru că și a PNL-ului, PNL-ul și-a exprimat întotdeauna părerea despre apa SER, se pare că toate criticile aduse conducerii de la apa SER au un corespondent clar în realitate. Și o să-l rog eu pe Bogdan, dacă o să găsesc o hârtie, să intrăm pe comunicare directă și să pot să pun și o hârtie asta pe televizor, dar după ce o găsesc. Până când o găsesc eu, ce se întâmplă cu apa SER-ul? Chiar mă interesează. Și interesează pe foarte multă lume. Sigur, compania funcționează, a funcționat și va funcționa în subordinea Consiliului Județean, printr-un Consiliu de Administrație și prin reprezentanții AGA. Discuțiile sunt ample și eu aici am venit în primul rând în sprijinul primarilor. Deci când am discutat sau am dat o declarație, am dat mai mult în calitate de primar al orașului Târgu Neamț și hai să spunem, și ca urmare a discuțiilor purtate cu primarii care fac parte din această companie. Situația la apa SER este destul de gravă. Ați spus că o să încerc, dacă pot, și Bogdan mă ajută un pic. O să ridici un pic, Bogdan. Eu o să citesc un pic, fă-l mai mare. Dar nu trebuie să acuzăm pe nimeni. Eu nu am nicio problemă cu fostul manager. Nu. Eu vă spun așa. Realizarea cifrei de afaceri pe sisteme de apă în anul 2022. Și cifra de afaceri, sistem zonal Alexandru cel Bun, Zănești. Adică o aglomerație, 56,21%. Sistemul local Ștefan cel Mare, comuna, care a fost preluat de apa SER, 0,52%. Bodești-Dobreni, 1,06%. Bicaz, unde am avut proiect care s-a derulat bine, 2,11%. Tașca, 0,49%. Dragomirești,
015. O să spuneți, da, domne, s-a dus apa și nu se cablează lumea. Nu se cuplează la rețea. Domne, nu e așa. Poate n-ai nici tu grijă, poate nu urmărești. Activitate în zona sud, pe Roman Săbăoani, unde Roman Săbăoani, cel puțin Săbăoani au fost conducte noi prin programul vechi, 60,54%. Târgu Neamț Răucești, 10,82%. Păi să mă ierte entitatea coordonatoare a managerilor de la apa, de sisteme de apă. Da, dacă astea sunt rezultate cu care putem discuta, e o problemă. Bogdan, o să schimb un pic. Am spus, nu e vina în mare parte a conducerii. Aici putem discuta și de gradul de, eu știu, de colectare, gradul de pierdere care le avem în cadrul județului la apă. Aici discutăm și de, noi dacă vorbim pe cifre de cum stau din punct de vedere financiar, discutăm și de ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă vis-a-vis de creșterea prețurilor la energie. De creșterea prețul la apă, la fel, nu a mai crescut de câteva luni bune. Dar una peste alta discutăm de tot ceea ce înseamnă conducte vechi de zeci de ani de zile care trebuiesc sau trebuiau schimbate. De acord cu dumneavoastră. Aici este pierderea cea mai mare. Avem o problemă cu conductele vechi. Dar eu vă întreb așa. Dumneavoastră conduceți primăria. Aveți un deadline ca să depuneți un proiect. Corect. Îi chemați pe cei care se ocupă de proiecte. Băi băieți, știți, peste 6 luni noi trebuie să depunem proiectul ăsta. Peste un an. Peste 2. Hai să vedem cum stăm cu el. Noi am avut celebru POIM. Aici s-a greșit. Clar. Deci eu domnul și colegii mei primari, toți au așteptat acest 300 POIM. Sau câte milioane erau? De 3... Oricum rezolvam toate problemele. Și cu sudul, păi, și cu nordul. Păi cu... da, scuzați-mă. Dacă asta nu este o greșeală care poate fi imputată. Aici putem discuta de greșeală. În rest, trebuie să înțelegem pe cei care au condus apaserul până acum că au și dreptate, dar partea de vină este poimă. Știți când o să înțelegem, domnul primar? La modul serios acum. În momentul în care o să vedem așa, vine apaservul, nu cu o schemă de personal din aia X, Y, Z, nu știi ce e, sub șeful cutare, și o să vină și o să spună așa, noi avem atâția funcționari. Nu, atâția angajați. Din angajații ăștia avem atâtea echipe de intervenție, atâtea, așa, și atâția oameni la birouri. Din 500, 80% la birouri și 20% la muncă. Și atunci o să înțelegem când acest procent se va schimba. Când o să vedem că la birouri nu mai avem pe domnișoara Aglaia, pe tanti Aglaia și pe bunica Aglaia sau bunicul Aglaia. Aici e problema Consiliului de Administrație, AGA și sigur Consiliul Județean care trebuie să... Păi, dar dacă ea nu-și fac treaba, nu-i treaba... Bănuiesc o să-și facă treaba. Bănuiesc. Odată ce au dispus și un audit, au luat și măsura schimbării conducerii, Consiliul de Administrație este... Să vă spun ceva, domnul primar. Consiliul de Administrație, cel puțin o parte din el, nu vorbesc de rude și prieteni, o parte din el, au adus la cunoștință problemele de la APASERV. Acum un an. Eu știu sigur că s-au adus la cunoștință. Eu nu știu că nu erați implicat acolo atât de mult în problema APASERV. Nu s-a putut face schimbarea la APASERV până când nu s-a făcut schimbarea la Consiliul Județean. Nu discut problemele. Cred, nu cred că ba, eu vă spun, dumneavoastră puteți să nu credeți. Dar cel puțin pentru cei care sunt în afara sistemului, așa apare. Și eu nu pot decât să felicit pe cei care au făcut schimbarea. Și au acceptat schimbarea. Pentru că APASERV se duce în jos. Ei, problema noastră ca cetățeni este simplă. Și a cetățenilor din Târgu Neamț, care au și ei probleme cu apa, și a celor din Roma, și a celor din alte părți ale județului, Pipirigul, săracii, care nu știu dacă vreodată au apă acolo. Cred că sunt mai bine comparativ cu Bălțătești. Da, nu mai știu acum. Ei, problema este următoarea. Să vedem că se întâmplă ceva
cu adevărat, pe de o parte și pe de altă parte, că numărul celor care lucrează crește în detrimentul funcționarilor. Celor care muncesc, numărul celor care muncesc trebuie să crească, iar cei care stau la birouri să scadă. Da? Eu nu zic că nu muncesc cei care stau la birouri. Da, Doamne ferește. Sunt cei care, sunt care muncesc. Da, să-mi fie cu iertare. Adică, totuși. Deci, haideți că, să stabilim o chestie care eu zic că e reală. Dacă vorbim de anul trecut, APA Servu spera și Consiliul Județean spera că vom intra pe POIM. Adică vom primi finanțarea la POIM. Nu cred că era un motiv de a schimba conducerea atunci. Discutăm și de pandemie și de celelalte lucruri. Acum, când deja POIM-ul este... Bine, este pierdut, dar proiectul va intra pe cealaltă finanțare. Da, numai că am pierdut banii ăia cu care puteam face altceva. Deci, nu cred că fosta conducere, nu la măsura anul trecut, nu vreau să iau apărarea nimănui, dar dacă era în situația de acum, APA Servu, vă asigur eu, așa cum cunosc eu oamenii, anul trecut era schimbat managerul sau directorul companiei. Eu îl schimbam, acum? Știți de ce? Ca să-i dau drumul, pentru că el a dovedit că este un manager foarte bun. La firma lui privată. Da, nu știu. Eu nu, deci omul se pricepe în domeniul lui. Cum a fost posibil ca un manager de apă la un sistem din ăsta să fie lăsat prin contractul pe care îl avea să lucreze și la firma privată? Nu intru în discuția asta, nu e problema. Eu vorbesc de cei care aveau putere. De asta vă spun. Eu nu îi spun că a greșit ca manager, a greșit pe partea cu proiectul, fără discuție. Aici este cea mai mare greșeală cu proiectul. Restul, dar în rest erau semnale că persoana respectivă are alte preocupări. Nu credeți că numai directorul este vinovat pentru întârzierea proiectului? Nici vorbă. Mai sunt și alții în zona APASEF care nici au vorbă. Bun, acum dacă stăm să analizăm cum s-a întâmplat cu cei care coordonau proiectul, și acolo este o discuție, dar nu-i cazul la dumneavoastră. Nu facem o analiză. Hai. Ce este clar, primarii din Neamț, care sunt în cadrul companiei APASERV, care fac parte din acest POIM, sunt nemulțumiți. Drept urmare, toți primarii au... Și unde s-au plâns? La președintele Consiliului Județean, la domnul Asaf. Și la partide. Și la partide. Că nu numai la PSD. Nu numai la PSD. Și la PNR sunt probleme. Da. Și la Târgu Neamț sunt probleme. La Roma nu mai vorbesc. La Piatra Neamț am văzut că la fel sunt probleme. Haideți atunci. Atunci toți trebuie să ne unim și să găsim o soluție pentru a salva cine APA crede că APA Servu se transformă în trei luni de zile sau cu un șef nou, se înșală amarnic. Aici trebuie o discuție serioasă. Trebuie o discuție, băi, ce facem noi, unu, cu pierderile, doi, cu furturile. Eu sunt sigur că atât AGA cât și Consiliul de Administrație va pune la dispoziție, chiar și dumneavoastră, un audit care am înțeles că este și terminat, este gata, cu privire la situația APA Servului la momentul actual. Inclusiv cu acest POIM, care au fost pașii făcuți, care sunt pașii de acum încolo, ce soluții vom găsi pe partea Romanului, ce soluții vom găsi pe zona Bicaz, pe zona Târgu Neamț, pe toate zonele. Iar printr-o colaborare perfectă între liderii politici, între Consiliul Județean și viitoarea conducere a APA Servului, să se găsească soluții măcar de avarii. Până când va intra acest proiect pe cealaltă finanțare. Și aici vorbim de 2024. Domnul primar, vine proiectul, e ok, e bine, se face. Problema la APA Serv nu reprezintă doar proiectul. O reprezintă proiectul APA Serv în sine. Corect. Adică el, ca entitate, are niște probleme care trebuie rezolvate începând de jos, reorganizarea societății. Și aici intervine factorul politic care poate face presiune comună asupra Consiliului Județean ca să chiar să urmărească. Avem agamani. Vreau să văd și eu un raport al unui agaman care a fost 4 ani la APA Serv, în afară de 3 rânduri, în care spune am participat la ședințele AGA și am luat la cunoștință de probleme, am semnat toate hotărârile.
Puterea maximă e a celor din Consiliul de Administrație. Iar AGA aprobă ceea ce propune Consiliul de Administrație. Da, da, AGA are puterea să vină în Consiliu, sigur, da, cu un raport și să spună. Vă asigur că așa se va întâmpla. Atât AGA cât și Consiliul de Administrație va veni cu acel audit, în special cu acel audit, în fața consilierilor județeni, pentru a le a informa cum stau lucrurile reale. Aștept și eu, cum să spun eu, actul ăsta de normalitate. Eu vă asigur că așa se va întâmpla. Eu aștept actul ăsta de normalitate și dacă o să existe, o să-l salut. Vrem, nu vrem, apa Sârvu trebuie salvată. Vrem, nu vrem, trebuie să găsim soluții de finanțare urgente pe zona Romanului și pe zona Târgu Neamț-Răucești, unde într-adevăr sunt avarii mari de tot și pierderi mari. Și aici cred că sunt și la Piatra sunt pierderi, cum să nu fie. Sunt probleme. Acum Piatra Neamț schimbă conducta. Bravo. 16-17 milioane prin Angel Salini. Piatra Neamț pierde banii de pe Angel Salini. Primarii noștri din județ pierd exact proiecte pe Angel Salini, în special pe din drumul de asfaltare, din cauza că nu avem apă canal. Vă dați iar seama. Proiectele pe apă canal sunt toate pe POIM. De aceea când am spus când merge că primarul să semneze, nu semnează, pentru că trebuie să dea declarație pe propria răspundere că are asigurat apă canal. Imaginați-vă ce e în sufletul primarului sau primarilor. Și nu numai, consilierii de acolo. Da. Da. Aici e problema cea mai mare. Apa Sârvu, hai să-l încheiem. Ce alte probleme? Am spus spital, am spus Apa Sârvu. Problema care s-a profitat de ea și care cred că s-a și exagerat, podul de la Luțca. Acum, cum să vă spun eu cu exagerarea? Mai jos, de unde, exagerat. Mai jos de unde o căzut nu putea să cadă. Au mai căzut podul și prin alte. Da, da, la noi. Țări, prin alte județe, prin alte localități. Să nu vă supărați pe mine, dar era garantat asta. Da. Și noi știți că atunci când cineva depune garanție, credem întotdeauna. Cred că a spus și domnul președinte a Saftei, repet și eu, din ce am înțeles, lucrurile merg bine. Au terminat procedura de licitație pentru a pentru degajarea. A degajat de acolo ce trebuie degajat. Mai sunt bani, tot din fond de rezervă dați de Guvernul României, cred că anul trecut, pentru a începe procedurile de studii, fezabilitate, proiectare, ce au ei de făcut acolo pentru construirea unui nou pod. Și cu siguranță se va realiza acest lucru. Că va terminat în 2025-2024, dar eu garantez și vă spun că știu acest lucru, că podul de la Luțca va fi construit, că va fi din banii de la guvern în proporție de 90%, că vor aloca bani la anul consilier județean, domnul președinte Saftei, din buget local, podul de la Luțca va fi construit. Bun, acum, noi aveam niște proiecte mari de infrastructură. De exemplu, un proiect pe care toată lumea l-a apreciat și a așteptat finalizat. Este acela cu drumul talienilor de la Borca. Da. Proiectul acela care leagă cu Suceava. Care mai e stadiu? Ați vorbit ceva despre este depus pe nu, el e început. El e început de ani de zile. Acolo se lucrează. Nu, pe PNDL. Așa, pe PNDL. Probabil. Cu siguranță va fi terminat și acel traseu. Da. Bun. Vorbim de foarte mult. Consiliul Județean, ani din urmă și acum și pe viitor, trebuie să plieze în primul și în primul rând pe dezvoltarea turismului și a economiei, ce spuneam. Dacă de Dumnezeu și se va construi autostrada Unirii sau A8, cum se numește, cu siguranță județul Neamț va avea de câștigat. Dar până atunci noi trebuie să pregătim partea asta turistică și facilități pentru eventuale investitori. Și aici putem discuta și de zona Târgu Neamț, unde este un proiect destul de mare cu acel ținut al lui Creangă. Aici putem discuta aici, de cetatea Neamțului. Acum, eu n-am mai prea auzit despre el în ultima perioadă. Se lucrează la studii. Deci se lucrează la pe proiectare, studii. La studii, la avize, se lucrează. Dar este un proiect destul de mare unde cu siguranță trebuie să intervină și privatul. Că nu, chiar dacă accesăm fonduri europene, vor fi accesate fonduri europene, acolo va fi un parteneriat între privat și Consiliul Județean. E foarte mare Târgu Neamț, ca bani. Foarte mare. Dar vorbim de cetatea Neamțului. Și acolo colegii din Consiliul Județean lucrează pentru acest sistem de transport a turiștilor. Vorbim de o
regândire, reabilitare, să spunem, a cetățenii. Și acolo se va... Primul proiect a fost prost, ca să nu spunem... A fost făcut, da. Dar a fost prost făcut. A fost făcut la gravă, nu știu cum... Cu bani foarte puțini, bani fără puțin, specialiști, da, care să... Deci, când mai vezi și termopane printr-o cetate medievală, când mai vezi și cum iasă fierul beton pe undeva și îndoit acolo pe colțuri... Lucrurile merg într-o direcție bună și pe această linie a turismului. Au foarte, foarte multe proiecte cei de la Consiliul Județean. Bine, și primăriile trebuie să vină în sprijinul Consiliului Județean. Acum vă întreb. Consiliul Județean are proiecte. Ce proiecte are PSD-ul politice? Că ne apropiem de final și... Deci, primul și în primul rând, proiecte politice. Avem acum o strategie clară care cred că vom termina cu echipa mea, cu colegii mei din conducerea PSD-ului și nu numai, și cu primarii noștri, o strategie pentru perioada următoare. Adică ce vorbim constă? Vorbim de candidați la primăriile care nu sunt ale noastre. Deci vă pregătiți practic... Vorbim de Piatra Neamț, vorbim de Roma, vorbim de câteva localități din județul Neamț. Vorbim de o abordare adevărată social-democrată, adică vorbim de o abordare social-democrată. Să mergem pe partea asta social-democrată, pe o strategie, să spunem, în primul și în primul rând, care să vină în sprijinul cetățeanului. Și vorbim de candidații care sunt viitorii candidați care vor fi serioși, în primul rând, cu experiență politică și, dacă se poate, din echipa noastră a PSD-ului. Adică nu prea ne gândim să aducem din alte zone candidați la primărie. Mai sunt și excepții. Întotdeauna sunt excepții și excepțiile sunt cele mai interesante. Dar acum, cum să vă spun eu, întotdeauna când se schimbă ceva într-un partid, într-o instituție, după o anumită perioadă, dacă nu se întâmplă pe loc o schimbare brutală, se fac schimbări. Dumneavoastră gândiți la nivel de organizații schimbări? Nu putem discuta de schimbări, de dragul schimbărilor. Aici o gândim în cadrul biroului județean. Pe fiecare organizație în parte, dacă se... Aveți criterii bine, de performanță? Cu siguranță. Deci nu putem... Vă dau un exemplu. Eu nu aș putea concepe colegiul 7, de unde sunt eu. Dacă colegiul 7 nu va fi pe locul 1 sau pe locul 2, nu va avea candidat la Parlament. Deci o spun în direct și fără nicio reținere. Din viitorii candidați la Parlament, nimeni să nu se gândească, dacă nu are pe colegiul respectiv rezultate, că va fi pe lista la Parlament. Nu ai câștigat primăria Piatra Neamț, nu te gândi la Parlament. Dau un exemplu. Nu ai câștigat primăria Târgu Neamț, nu te gândi că vei fi pe listă la Parlament. Clar. Sau la Roman. Roman, da. Bicaz. Da. Da, este o strategie care trebuie pusă în aplicare. Bine, sunt mult mai multe și acum, lucruri. Acum să dar mergem, bazate pe primari. Domnul primar, acum mergem în rău. Da. Deci nu în bine. Mergem în rău. Nu se câștigă Piatra, nu se câștigă Romanul, nu se câștigă... De unde luați candidații la Parlament, la București? Unde avem rezultate cele mai bune. Nu. Adică... Se câștigă. Atunci vom avea un candidat la Oniceni. Nu. Colegiul, din zona respectivă. Colegiul 5, dacă va fi pe locul 1, va avea candidat. Am înțeles. Colegiul 7, cu siguranță, va fi pe loc bun, va avea candidat. Colegiul 8, Valea Muntelor, la fel. Nu discutăm mai. Vorbim din colegiul 4 și colegiul, dacă dăm exemplu. Dar eu sunt sigur că și Piatra și Romanul va fi câștigat. Eu sunt sigur. Și vă spun că avem niște sondaje care le-am... Și ce spun sondaje? Așa în mare, cât puteți spune, da. Că stați bine. O să vă spun la momentul potrivit. Adică stăm... Da. Stăm bine. Da? Eu sunt convins dacă întreb... Am stat și mai bine dacă am fi într-o alianță serioasă. Am stat și mai bine. Dacă ne-am gândit numai la cetățean. Dar asta e politica. Am înțeles. Bun. O întrebare interesantă. De ce podul de la Lusca trebuie făcut pe bani publici? Aici este o întrebare interesantă, dar asta cred că ține mai mult și de rezultatele anchetei, că dacă se va dovedi... Tocmai de asta nu trebuie să discutăm prea multe acum.
Dar obligatoriu, nu putem construi un pod privat. Cine își permite să construiască? Nu. Dacă se constată că este vina cuiva, a firmei de construcții, de exemplu, sau a consorțiului, sau nu știu, mă rog, ce-a fost acolo. E o întrebare destul de interesantă. E interesant atunci că dacă tu dai bani publici, cineva trebuie să îndrepte pentru recuperarea banilor publici. Și mai avem exemplu și pe alte zone. Avem Neamț o groază, de exemplu. Nu, neapărat Neamț. Și prin alte părți. Da, și în Neamț avem o groază. Domnul primar, deci, recapitulăm. Vă pregătiți la partid pentru selectarea candidaților. Aveți criterii de performanță pentru cei care vor intra în Parlament. Pentru primari, pentru consilieri județeni, pentru consilieri locali, sunt niște criterii de performanță, clar. Nu sunt criterii de contribuție. Nu. Există un statut clar. Fiecare merge la partid și achită cotizația. Nu discutăm de altceva. Dar una peste alta, strategia este în primul și în primul rând bazată pe primarii din județul Neamț. Ați văzut că în mare parte vicepreședinții mei, colegii mei, sunt primari. Și eu cu primarii voi discuta în primul și în primul rând și cu parlamentarii, normal că sunt de drept vicepreședinți. Da. Dar suntem o echipă bună, închegată și nu cred că putem discuta de schimbări. Apropo de închegare, care e gradul de coagulare care este în PSD acum? Că înainte, până la alegeri, știm care era gradul de coagulare. Acum cam la cât ați ajuns? 70, 60, 80%, 90%? Să spunem un 75%. 75%, am înțeles. Dacă sunteți curios sau mergeți în teritoriu, veți vedea că începând de o săptămână, două cel puțin, în toate colegiile sunt prezenți parlamentari, șefii de colegi. Începând de joi până sâmbătă, duminică, parlamentarii găsiți în colegiile respective. Și chiar dacă cu siguranță dumneavoastră mergeți prin tot județul, v-aș ruga să mă informați pe mine să vedeți dacă este adevărat ce vă spun. Fiți atent ce vă doriți. Da. Fiți atent ce vă doriți. Ne oprim aici. Îi mulțumim domnului președinte al PSD Neamț și primar de Târgu Neamț, Daniel Harpa, pentru participarea la emisiune. Eu mă bucur că este deschiderea asta acum spre a participa la emisiuni care nu exista înainte la nivelul acesta în PSD. Să sperăm că deschiderea asta va duce spre lucruri bune și o schimbare de abordare, nu în relația neapărat cu presa, cât cu societatea nemțeană. Pentru că era o distanță foarte mare între ce se întâmpla și ceea ce oamenii aflau. Întotdeauna mesajul era de foarte multe ori era distorsionat. Mulțumim pentru participare. Mulțumim. Oameni buni, asta a fost. Astăzi să vedem ce se mai întâmplă cu greva, să vedem ce se mai întâmplă în județ, pentru că sunt probleme. Până la urmă, asta e. Ne dorim să fie bine, dar până atunci aveți grijă de dumneavoastră, fiecare, că nimeni n-are. Numai bine!